Pentru a merge la spital sau pentru eliberarea unei rețete, cetățenii sunt obligați să prezinte cardul de sănătate. Sunt însă mii de persoane din județul Gorj care nu și-au ridicat instrumentul electronic ce le permite accesul la servicii de asistență medicală. Încă din anul 2014, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a început să emită carduri pentru toți cetățenii. Au trecut 3 ani de atunci și încă mai sunt persoane care nu au reușit să intre în posesia acestuia. La nivelul județului Gorj vorbim de câteva mii de cetățeni. Există 5200 de carduri la sediul CEA care încă își așteaptă titularii. La nivelul Casei de Sănătate Gorj se găsesc un număr de 5237 de carduri, dintr-un total de 274.574 tipărite de către Primăria Națională. Cardurile se află la noi, noi așteptăm pe cei care nu și-au primit cardurile să vină să le ridice, ca și procedură. Poșta Română se prezintă la asigurat acasă, îl caută de două ori, dacă nu îl găsește, cardurile vin la noi la Casa de Asigurări de Sănătate. În cazul în care o persoană pierde acest card, poate să intre în posesia unuia nou, dar în schimbul unei taxe de 15 lei. În cazul în care o persoană pierde cardul de asigurări de sănătate, se prezintă la Casa de Sănătate, completează o cerere în acest sens, plătește suma de 15 lei pentru că doar prima tipărire este gratuită, îi se eliberează o adeverință înlocuitoare a Cardului Național de Asigurări de Sănătate, care este valabilă timp de 60 de zile. În această perioadă, în mod teoretic, îi se tipărește un nou card pe care urmează să îl primească acasă. În situația în care totuși nu s-a tipărit de către Imprimeria Națională, înainte de a expira cele 60 de zile, se prezintă din nou la Casa de Sănătate și se prelungește valabilitatea adeverinței înlocuitoare a Cardului Național de Sănătate. Cardurile sunt livrate prin poștă. În cazul în care persoanele nu sunt găsite la domiciliu, plicurile sunt direcționate la sediul CAS, de unde pot fi ridicate.